Ieremia 38 Şefatia, fiul lui Matan, Gedalia, fiul lui Pașhur, Jehucal, fiul lui Șelemia și Pașhur, fiul lui Malchia, au auzit cuvintele pe care Ieremia le rostea înaintea întregului popor. El spunea, Așa vorbește Domnul. Cel care va mai rămâne în cetatea aceasta va fi ucis de sabie, de foamete și de molimă, dar cel care va ieși și se va duce la caldeieni va trăi. Prada lui va fi însăși viața lui și astfel el va trăi. Așa vorbește Domnul. Această cetate va fi dată cu siguranță în mâinile oștirii împăratului Babilonului care o va cuceri. Atunci conducătorii poporului i-au zis regelui, Omul acesta ar trebui omorât, căci descurajează ostașii care au mai rămas în cetate și întreg poporul prin cuvintele pe care le ține. Omul acesta nu caută binele poporului, ci nenorocirea lui. Regele Zedechea le-a răspuns, Iată, el este în mâinile voastre, căci regele nu poate face nimic împotriva cuvintelor voastre. Ei l-au luat pe Ieremia și l-au aruncat în puțul lui Malchia, fiul regelui, care era în curtea temniței. Ei l-au coborât înăuntru cu niște funii. Acolo nu era apă, ci doar noroi. Astfel că Ieremia s-a afundat în noroi. Însă cușitul Ebed Melec, un eunuc de la palatul regelui, auzise că Ieremia fusese aruncat într-un puț. În timp ce regele stătea la poarta lui Benjamin, Ebed Melec a ieșit din palat și a zis: Stăpâne, regele meu! Oamenii aceștia s-au purtat cu răutate prin tot ce au făcut profetului Ieremia. Ei l-au aruncat într-un puț și va muri de foame acolo, căci nu mai este pâine în cetate. Atunci regele a poruncit cușitului Ebed Melec. Ia de aici treizeci de oameni cu tine și scoate-l pe profetul Ieremia din puț până nu moare. Ebed Melec i-a luat cu el pe oamenii aceia. S-au dus într-o daie afară sub visteria palatului și au luat de acolo niște zdrențe vechi și niște haine purtate, pe care le-au coborât apoi cu niște funii în puțul în care era Ieremia. Atunci cușitul ebed melec i-a zis lui Ieremia: Puneți aceste zdrențe și aceste haine vechi sub subsuori, și apoi leagăți funia de jur împrejur. Ieremia a făcut așa, iar ei l-au tras cu funiile și l-au scos din puț. Ieremia a rămas în curtea temniței. După aceea, regele Zedechea a trimis după profetul Ieremia și acesta a fost adus la intrarea a treia a casei Domnului. Te voi întreba ceva, i-a zis regele, dar să nu-mi ascunzi nimic. Ieremia a răspuns lui Zedechea, Dacă îți voi răspunde, nu mă vei ucide oare? Și dacă îți voi da un sfat, mă vei asculta tu oare? Regele Zedechea a jurat lui Ieremia în secret și a zis, Viu este Domnul care ne-a dat viață, că nu te voi ucide și nu te voi da în mâinile celor ce caută să-ți ia viața. Atunci Ieremia a zis lui Zedechea, Așa vorbește Domnul, Dumnezeul oștirilor, Dumnezeul lui Israel. Dacă te vei preda conducătorilor împăratului Babilonului, vei rămâne în viață și cetății acesteia nu îi se va da foc. Astfel, tu și familia ta veți trăi. Dar, dacă nu te vei preda conducătorilor împăratului Babilonului. Cetatea aceasta va fi dată în mâinile caldeenilor, care îi vor da foc, iar tu nu vei scăpa din mâinile lor. Regele Zedechia i-a zis lui Ieremia, Mie e frică de iudeii care s-au dus de partea caldeenilor, ca nu cumva să fiu dat în mâinile lor. Iar ei să mă maltrateze. Nu te vor da, i-a răspuns Ieremia. Acum ascultă glasul Domnului și fă ce ți-am spus. Doar așa îți va merge bine și vei rămâne în viață. Dar, dacă refuzi să te predai, iată ce mi-a descoperit Domnul. Toate femeile care au mai rămas în palatul regelui lui Iuda vor fi duse la conducătorii împăratului Babilonului. Ele îți vor zice: Prietenii tăi de încredere te-au ademenit și te-au înduplecat. Acum că ți s-au afundat picioarele în noroi, prietenii tăi ți-au întors spatele. Toate soțiile și toți copiii tăi vor fi duși la caldeeni. Nici tu nu vei scăpa din mâinile lor, căci vei fi prins de împăratul Babilonului, iar cetăția acesteia îi se va da foc. Zedechia i-a zis lui Ieremia: Să nu spui nimănui nimic din cuvintele acestea, și nu vei muri. Iar dacă conducătorii vor auzi că am vorbit cu tine și dacă vor veni și te vor întreba, spune-ne ce ai zis regelui, nu ne ascunde nimic și nu te vom ucide. Și ce ți-a răspuns regele? Să le răspunzi astfel. L-am rugat pe rege să nu mă trimite iarăși în casa lui Ionatan, ca nu cumva să mor acolo toți conducătorii au venit la Ieremia și l-au întrebat, iar el le-a zis toate cuvintele pe care regele i-a poruncit să le spună. Atunci ei nu i-au mai spus nimic, căci nici unul nu auzise discuția cu regele. Ieremia a rămas astfel în curtea temniței până în ziua în care a fost cucerit Ierusalimul.